Bună seara! Astăzi o să vorbim un pic de magie, pentru că, știți, există încă o îndoială că magia există. Pentru confrații mei și profesorii mei de medicină, pe care îți sfătuiesc să mă caute în curtea lor, pot să vă spun că în anii 2000, s-a luat premiul Nobel pentru... a luat un psihanalist care a reușit să demonstreze principiul transferului. Ce înseamnă transfer? Mă rog, faceți un efort de imaginație. Ăștia sunt doi oameni, sau două ființe vii. Și eu am demonstrat că se poate face transfer de informații și energie între două ființe vii. Când era demonstrat cu șoareci? Ce înseamnă informații și energie? Înseamnă că noi, oamenii, avem capacitatea de a transfera de la unii la alții gânduri, sentimente, instincte. Faptul că medicii în ziua de azi n-au înțeles asta este tragic. Pe mine, de exemplu, tatăl meu mie nu mi-a dat voie să merg la cenacul Facra lui Adrian Ponescu. Și motivația lui, care la început mie mi s-a părut, adică nu mi-a convenit, a fost, Dragoș, oamenii în grămadă își transferă instincte. Și o să ajungi să faci lucruri pe care nu e capabil să... adică pe care nu credeai că poți să le faci. Și mi-a dat exemplu unor oameni care sunt în cinematograf și care ia foc și când intră toți în panică. Tu poți să fii foarte, eu știu, să zicem, puternic un moment dat și după aceea să intri în panică doar pentru că sentimentul celorlalți sau panica celorlalți te afectează și pe tine. Deci, de exemplu, frica este un sentiment care poate să fie transmis de la o persoană la alta. Și sunt o grămadă. Bun. Principiul transferului spune că se poate transfera informații și energie de la o persoană la alta. Bun. La un moment dat, un prieten de-al meu m-a întrebat, doamne, nu cred. Mi-a zis, eu nu cred că există magie. Și... zice, pot să-mi demonstrez că există magie? Și am zis, crezi în telepatie? Absolut, ai demonstrat-o. Și eu am niște manifestări telepatice relativă la soția mea, parcă, ziceam. Și atunci, un gând poate să fie transmis mental? Absolut, da. Bun, dar dacă transmit un gând negativ care ți intră în câmpul și ți intră în minte, asta se numește magie. E vorba de informații și energie care se transmită prin magie. La un moment dat, o doamnă profesoară de la care mi-am făcut eu roze niște studii privind transferul ăsta de energie, m-a întrebat, bun, la ce se folosesc studiile astea? De dumneavoastră, vreau să fac o lucrare de doctorat și vreau să demonstrez că există magie. Bun, spune-mi într-o propoziție ce înțelegi tu prin magie. Și am zis așa. Proiecție controlată în foc. Ca o demonstrație, imaginați-vă pe cineva care își concentrează toată energia mentală într-un punct. De obicei, când se atacă organele vitale, ori inima, ori. Și asta se numește magie. În momentul în care proiectezi energia ta negativă într-un punct, într-o situație, și apare ceva neplăcut, un atac psihic sau o situație negativă. Deci, din punct de vedere psihoterapeutic, este o proiecție controlată în punct.
Ei, de ce e important să știm că există? Ca să știm că nu toate bolile sunt de la Dumnezeu și nu tot ceea ce ne se întâmplă este îngăduit de Dumnezeu. Da, dar până și magia e îngăduită de Dumnezeu și pot să vă spun că eu sunt omul care nu a învățat de bunăvoie, ci de nevoie. Și tot ceea ce am învățat, am învățat pentru că mi-am furat-o pe așa ceva. Pentru că am fost întotdeauna gură mare. Și atunci s-au gândit unii că ar fi bine să mă liniștească. Învățând dezlegările de magie, am ajuns în timp să fac și terapie, pentru că de multe ori curățarea unei energii negative datorate magiei se aseamnă foarte mult curățarea unei energii care se datorează, eu știu, unei care sau unei plății a unui păcat. Deci cam asta este magia. Magia este o formă de influențare energetică de la distanță a unei persoane sau unei situații, în sens pozitiv sau negativ. În funcție de sensul care este, poate să fie fie terapie, că poți să faci terapie de la distanță, poate să fie atac psihic atunci când se dorește răul persoanei care este vizat. Hai să vedem întrebările în psihologie. Da, asta este diferența între magia albă și magia neagră. Problema este energia pe care o folosești. Evident că dacă folosești lumină, este magia albă, dacă folosești întuneric, este magie neagră. Dar de asemenea este foarte important scopul pentru care o folosești, pentru că deja folosești lumină ca să ucizi, că aia nu e magie albă. Deci, când se vorbește magie albă, se vorbește mai mult de vindecare decât de atacarea unei persoane. Deci, diferența între magia albă și magia neagră este sensul în care se folosește actul magic. Se poate folosi orice tip de energie. Se poate folosi energia de animale. De ce? Pentru că sunt animale. Deci animalele au tot aceeași structură ca și oamenii. Au tot suflet, au tot câmpuri. Și atunci, informațiile care se implementează la nivelul energiilor animalelor pot fi folosite pentru influențarea câmpurilor oamenilor. Absolut, da. La fel și plantele, la aceeași câmpuri ca și oamenii. Și atunci, influențarea câmpurilor oamenilor se poate face și prin plante. Și în sens pozitiv și în negativ. Să nu uităm că sunt plante vindecătoare și sunt plante care te otrăvesc. La fel sunt și programele. Adică fiecare energie se duce la un anumit nivel de câmp. Și atunci influențează un anumit câmp. Nu. Magie este un termen generic și magie se numește orice lucru care iese din legile divinului, adică legile naturii, legile firești ale naturii. Tot ce ține de... Deci, natura asta are niște legi după care funcționează. Orice act magic, indiferent că e făcut de preot, știu că preoții spun că ei nu practică magie, dar tot aia e. Adică orice lucru care influențează și transformă naturalul, se numește un act magic. Că este pozitiv, că este negativ, că până și transformarea pâinii și vinului, în sângele și trupul Mântuitorului este tot un act magic. Evident, de altă vibrație, de altă natură, de altă spiritualitate, dar tot un act magic. Domnule, eu am crezut că numai femeile le curg la vrăjitoare ca să-și aducă înapoi iubiții. Domnule, n-am întâlnit și bărbați. Asta m-a surprins. Adică, probabil să mai mult timp, dar am întâlnit bărbați care s-au dus la vrăjitoare și mă rog, ca să-și întoarcă înapoi iubitele și să facă acte magice. În primul rând, iubirea, banii, cam astea sunt cauzele. Dorința de posesie, dorința de dominare. Am întâlnit un caz în care o femeie i-a pus menstruație prietenului doar ca să-i arate că are efect și că poate să facă ceva cu ce vrea cu el. Deci, motivațiile sunt diverse. Oricum, eu nu cred că există, sau poate că există o motivație să
folosești actul magic. În psihoterapie este foarte puțin delimitată, cum să vă zic, deontologic, limita la care poate să intervină un terapeut. Adică, vreau să spun ceva, dacă ai un pacient care vrea să se sinucidă, ce faci? Îl legi magic? Sau îl lași să se arunce de la etaj? Aici, cred că intervine conștiința fiecare. Dacă mă întrebați pe mine, de când sunt cel mai bine țin legat 10 ani până când învață că viața e frumoasă. Dar asta este părerea mea. Acum, știți și liberul arbitru. Noi suntem un grăm plin de legături. Și legăturile astea sunt bune tocmai pentru că ne ajută să să transcendem niște probleme ale noastre. Și atunci vreau să spun că noi suntem condiționați special ca să învățăm să evoluăm. Suntem într-o casă de corecție pe planeta asta, în majoritatea noastră. Și atunci este clar, sunt legături și toate au o componentă magică. Țiganii, romii, mă rog, eu n-am o problemă, țigani căzi romii, problema lor cum vor să identifice, au o credință mai mare decât românii și au o cunoaștere spirituală mai mare. Deci, în primul rând, ei știu că există magie, în al doilea rând, ei sunt mai credincioși decât românii, se mai apropiază telurii decât românii și, într-adevăr, transmiterea asta se face intuitiv de la mamă către restul și atunci ei clar au o componentă instinctuală, ca să zic așa, spirituală, mai dezvoltată decât românii. Noi suntem mult mai raționali, ei sunt mult mai intuitivi și instinctivi, din punctul ăsta de vedere. Și deci mai apropiați de partea de magie. Magia presupune intuiție și instinct, nu rațiune. Mai puțină rațiune. Am avut în cazul ăsta o fetiță care a stat prin spitală vreo 10 ani. Deci de la pediatrie până la adulți. Eu am cunoscut-o la adulți. Și avea GMU. Și ea a povestit unui medic cum a ieșit seara afară din casă, a văzut ceva sclipitor, că a tocat în el, a încercat să pună mâna pe el și nu a reușit și atunci a început să-i se întâmplă tot felul de chestii ciudate. Ei, și am văzut citesc că a zis Sfântul Ciprian dezlegare de Arginviu și i-a trecut și era foarte necunoscută că umbră de 10 ani prin doctor fără să avea un leac. Da, poți să cași din greșeală într-un arc magic, poți să cași din greșeală pe unul care a fost făcut pentru celălalt, pentru altcineva, dar dacă nu există întâmplări, înseamnă că Dumnezeu a îngăduit să ți se întâmple treaba asta ca formă de plată și ca formă de școală. Deci nu e nimic întâmplător în universul ăsta. Dar, din punctul tău de vedere, poate să fie un lucru întâmplător. Magia neagră, mă refer la cei care fac rău și folosesc de-o. Păi vreau să spun că nici iadul nu-i vrea. Ăștia rămân de obicei prinși într-un... Păi da, că nici dragul nu-i vrea, că ăștia de obicei leagă și demon. Și atunci ei când se duc foarte jos și nici iadul nu-i cuprinde. Rămân undeva într-un plan între cer și iad și fac belele de acolo. Dar pedepsa e în funcție de ceea ce faci. Și ai făcut rău, clar o să ai rău. Nu se pune problema. Magia poate să fie folosită și în sens pozitiv. Un om descântător care, chiar dacă este păcat, a descântat și a ajuns în cer. Deci nu e o problemă. E vorba de intenția pe care face un lucru. Magia e în școală și o formă de plată karmică. Magia se face prin intermediul îngerilor păstorului karmă, prin intermediul demonilor. Da? Niciun demon, indiferent că se ocupă de magie sau nu, nu te poate afecta decât în măsura în care ești impur. Ca să vă dau un exemplu, este principiul Sfântului Ciprian și a... cum o chema?
Mă rog, fecioara pe care a încercat el să o ispitească, nu a reușit și atunci s-a întors la creștinți când a văzut un poate să-i facă nimic. Ea era curată, era pură și atunci evident că niciun act magic nu avea niciun efect asupra ei, pentru că un act magic care putea atâta timp cât ești în pur. Nu ești în pur, nu te poate agăța. Suprapunerea de imagine este o tehnică folosită în general de șamani sau de cei care practică vodul și care suprapun o întâmplare trecută peste viața ta, încercând să transforme prezentul tău în funcție de o întâmplare trecută. Adică să readucă în prezent un lucru care s-a întâmplat. Sau, mai există o tehnică a teatrului, efectiv, când îți construiește un scenariu după care tu evoluezi. Ei, asta este tot o tehnică șamanică, nu vreau să intru în punctă pentru că nu vreau să dau idei. Păi depinde. Poți să nu gândești clar. Poți să nu ai plăcerea de a mai trăi. Poți să nu-ți mai funcționeze bine diverse lucruri. Deci am avut oameni care aveau diabet, dar în urma unui act magic. Poți să devii impotent. Poți să devii sterilă. Da? Poate să devină frigidă o femeie. Poate să devină depresivă. Deci, poate să îmbrace orice fel de simptomatologie. Magia poate să îmbrace inclusiv simptome de boli medicale. Numai că, și cu asta vreau să fiți foarte atenți, un act magic nu cuprinde întotdeauna toate simptomele bolii. Și atunci tu, ca medic, poți să-ți dai seama că este un act magic în momentul în care boala respectivă are două trăsături, dar nu le are pe toate. Are câteva trăsături din boala respectivă. De exemplu, un agent viu care este de mult într-un om, poate să îți îmbrace o formă de scleroză multiplă sau scleroză în plăci, fără să aibă însă toate simptomatologia. Chiar cu de obicei nu este analizare ca fiind scleroză. Dar poate să îmbrace aspectul de scleroză. Și multe altele. Boli, boala Crohn, diverse pot să apară. Tumori, depinde. Teoretic ar trebui să știe preoții, dar din păcate nu mai știu și nici nu vor să vreți. Și atunci sunt terapeuți care s-au specializat în dezlegări de mancie, oricum sunt destul de rare, pentru că dezlegarea de mancie presupune la un moment dat să intre în tăpărășitorul respectiv și nu prea e foarte multă. Toată lumea ar vrea să fie terapeuți, eventual să aibă bani, cât mai mulți bani, dar când se pune problema de magie, nu se pune problema că cureți omul respectiv în ziua aia. Tu l-ai curățat, dar îl aș de seama că l-ai curățat și atunci, automat intri în rugă cu vrăjitorul respectiv. Și când ai intri în rugă cu 1, 2, 3, 10 vrăjitori pe săptămână, nu prea e așa drăguț. Așa, toată lumea vrea să fie terapeut. Dar pe magie se bagă foarte puțin. Se poate prin post negru și rugăciune, se poate și prin când te închin, se poate și dacă citești rugăciunea Sfântului Ciprian, se poate și dacă mai faci baie în apă cu sare, și dacă mai mergi la dezlegări, și dacă mai mergi la lucruri sfinte. De exemplu, astăzi am fost la Șinca și aveam mașina legată, că nu înțelegeam ce se întâmplă. Și aveam o grămadă de, mă rog, nenorociri pe mașină din cauza televiziunii, din cauza Rai Spiritului. Și vreau să spun că ploua și atunci a trebuit să stau la Șinca până când s-a oprit ploaia. Ei, în timpul ăsta, fără să-mi dau seama, nu știu ce s-a curățat mașina. Vreau să spun că e pe fel mașinii mele mai mare. Pentru că atâta timp cât a stat acolo, s-a încărcat energie. Toată mașina. Adică poți să te descarci, poți să te cureți și prin simplu fapt că ai fost într-un loc care e curat, în loc sfânt. La Sinibocca, la Șinca, la diverse locuri unde sunt sfinți, unde sunt portale. Și atunci te curăți.
poți să te culeți bani în apă cu sare și făcut pipi în ea. Deci sunt multe metode. Poți să faci, poți să scazi imagine chiar dacă faci dragoste, dacă faci sport. Deci sunt multe metode de trebuie de tine. Pentru că fie suntem în tur, fie avem o lecție de luat, fie e cineva care nu ne iubește și continuă să ne chinie. Deci, de multe ori, oamenii... Deci, magia îngăduită era făcută de plată karmică, dar oamenii nu știu să ierte și de multe ori vor să pedepsească mai mult decât au voie. Și atunci continuă să lege și să facă rele. Poți să te îmbolnăvești, clar, și poți să și mori la fel de clar, dar părerea mea este că nimeni nu mai are fără voia Dumnezeu și dacă vrea Dumnezeu să trăiești, îți va găsi și eu unde să te duci ca să te vindeci. Părerea mea că nimeni nu mai are din magie, indiferent care e ea, dacă nu îngăduie Dumnezeu treaba asta. Absolut. Cei mai ușor de manipulat sunt oamenii care au impresia că nu există magie. Și... ăștia stau pe convinși de gândirea lor, încât... efectiv nu dau seama când li se implementează un program în cap sau în gând. Și atunci fac tâmpenii fără să-și dea seama cum le fac. Bine, nu sunt nici în extrema cealaltă când un om e frică de cel mai mic gând al lui. Dar ideal ar fi să avem totuși întotdeauna un semn de întrebare asupra întregii noastre gândiri și atunci mai greu să faci tâmpenii. Să verifici gândurile care îți vin în cap. Absolut. Pentru că nu te afectează, deci îți crești vibrația, perfect, îți crești câmpurile superioare. Dar să știți că afectarea câmpurilor inferioare este la fel de nea. Și atunci, orice act de magie te poate atinge undeva, până la urmă. Adică, singurul moment în care nu mai ești atacabil, este când te transformi în lumină. Deci la iluminare. În sensul că să fie efectiv lumină. Atunci, da. Altfel. Nu este o formă de magie. Bine, există să știți că vutul e foarte complex. Nu se referă numai la a ucide de la distanță, nu știu mai ce. Nu. Vutul este și formă de terapie, are multe componente. E adevărat că poți să faci și multe belele prin vutul. Dar vutul inițial a apărut ca erau niște vraci, vudu, care se ocupau de vindecarea oamenilor. Că după aia de aici, sau unii au învățat doar partea negativă și au început să facă belele, asta este partea a doua. Asta e valabil și pentru creștini și pentru orice. În orice lucru apar oameni care fac mare. Descântecele, da. Blestemele, nu. Că blestemat poate să blesteme oricine, pe când un act magic presupune o inițiere. Deci orice act magic presupune o inițiere, un inițiat, presupune o cunoaștere, presupune un transfer de informație, presupune o putere, presupune ceva. Pe când blestemat poate să blesteme oricine, indiferent că are cunoaștere sau... Că de multe ori mai spun cu părinții la copii, să dea Dumnezeu să ai un copil ca tine. Ăla e un blestem. Nu înseamnă că ăla știe ceva de magie. Am par mare de capul lui. Adică magia presupune o cunoaștere. O cunoaștere a lui Spiritul. Absolut. Deci magia poate să-ți întoarcă orizontul atât de pe dos, încât la un moment dat să nu mai știi cum te cheamă. Evident că nu la toți oameni, corect. Adică sunt oameni care au vârsta asta la mare, ăștia. Nu pot fi... Deci nu se poate bubui mentalul chiar așa. Da? Ok. Dar pe oamenii cu vârstea stare mici, ăștia sunt mai vulnerabili și atunci pot să... Cei care au dus de la abilitate psihică, cei care sunt predispuși la... cei care au probleme cu ei înșiși și cu lumea, cu Dumnezeu, sunt depresivi. Cum mai vulnerabil decât unul care e fericit și se bucură de viață și
suferă de jumătate fișism, adică îmi pare frecvent de tot. Asta e mai greu. Dar cei care, mă rog, au bubele lor, ia să cei mai ușor influențează magia. La greu. Deci nu se poate altfel. La ora actuală, firmele mari au departamente psi. La ora actuală, orice om, orice guvern, orice președinte are în spate vechi de locare. El învață și în drumul și ne ajută. Nu călugără nu știu care gigel de la... Adică asta e... A trecut vremea cu Daniel Țihastru. Aia a fost. Adică trebuie să facem o diferență între... Eu tot aud... Deci nu am nimic împotriva anumitor credințe. Dar, dom'le, un călugăr a spus, dom'le, mintea fără suflet e mândrie, sufletul fără minte e prostie. Poți să fii cel mai sfânt om, poți să fie mama adusului. Nu are cum să te ajute în fața unor paranormali care sunt aici. Că nu are cum. Nu ai cum. Da? Nici nu se pune problema. Unul care nu știe, păi cei călugării știu corpul lor, habar n-am ce funcționează pe lor. Păi cei mai vulnerabili sunt călugării, cu toate lor, cu toate cămășile lor. Și preoțul lor, și cu tot patrafirul și mama patrafirului și cu tot. Sunt cei mai vulnerabili, tot momentul că nu-și cunosc corpul. Și când nu-și cunosc corpul, ești copil de mici, ești fiul ploi. Tocmai pentru că în momentul în care tu nu-ți cunoști corpul, nu știi cum reacționezi la diferite atacuri din exterior. Am cunoscut, am văzut oameni, preoți, bușiți de vrăjitoare, preoți ajuns în spital, preoți paralizați, preoți. Toți. Asta de ce? Pentru că ei au impresia că ei apără hainele, regimul. Plus, nu te apără nimic. În fața lumea care știe, nu te apără nimic. Decât Dumnezeu și tu. Fălăcile făcute pe morți sunt complexe, complicate, adică complicate, sunt puternice pentru că conectează la o dimensiune inferioară. De ce? În momentul în care moare cineva, la mormântul respectiv se deschide o poartă. Poarta aia este către lumea dincolo. Ei, dacă omul ăla mai se duce și jos, e bine că deschide niște anticeluri. Și atunci când te conectează pe tine la anticelul respectiv, e ca și cum ar turna cineva în tine tot timpul întuneric. Tu care de obicei aveai protecție. De ce face? Sparge câmpul. Dar nu înseamnă că în sine magia pe mort este gravă. Nu. E o magie care e făcută pe câmpurile unui om care a murit și care sunt influențate și prin intermediul care îți influențează câmpul. Sunt programe. Programe care se anihilează. Mai n-am întâlnit. Nu să zic eu, știu că un om are leacul, cum să spun, are leac. Există leac pentru orice. Așa cum orice întrebare are răspuns, așa orice bubă are leac. Bun, că am întâlnit lucruri pe care n-am putut să dezleg eu. Absolut da, pentru că am și eu limitele mele. Dar clar au existat alții care au putut să-l dezlege și oamenii respectiv s-au îndegat. Se poate întâmpla ca un om să-ți vină prea târziu. Păi mersi, dacă de-a mai respiri și stai pe aparat, ce zic mi-a fac? Eu nu sunt... Mă rog. Ideea este că eu nu cred că există magie care să poate să fie dezlegată. O singură condiție să știe cine ce să fac. Absolut. Magie este o formă de plată karmă. Și dacă ai datorie vis-a-vis de cineva și ai de plătit, omul ăla te poate lega până toată viața. Te poate ține legat de creier până când se plictisește el. De ce? Pentru că are acest drept că ai făcut ceva rău altă dată. Acum nu te mai legă nimeni de calorifer. Dar dacă tu ai fost de drept și în altă viață ai chinuit pe cineva, automat te leagă prin magie de stai, te plictisești. Dar așa se explică că sunt oameni i-a legat azi mâine din alea 30 și îți vine omul care a stat 20 de ani legat. Că așa a trebuit. Așa trebuia să plătească față de omul care l-a legat. Absolut. Se pot face legături și involuntar cu magie. Sunt rituri masonice la care simpla apropiere de omul respectiv îți leagă inima cu 33 de legături.
Deci era programul respectiv făcut. Și atunci programul respectiv făcut ca să-ți înfrângă locuința și atunci când te întâlnești cu un om de ăsta, puf, ți-a legat sufletul și nu știi de ce face ce vrea cu tine. Evident, se dezleagă oamenii. Ideea este că dacă oamenii ar face cruci, dacă mai ține un post și ar face ceva mai persoană, s-a rezolvat tot. Deci nu asta e problema. Magia există. Pentru mine nu este. Problema este orice vreau să ceva și NLP-ul. E o formă de magie. Inducția. E o formă de magie. Inducția este o formă prin care este impresionat sufletul meu. Chiar dacă psihologia nu recunoaște, de asta nu mai pot eu, nu mai ești psiholog. Când faci inducție, îi faci un program la nivel de suflet și de aia omul respectiv reacționează cum reacționează. Cum se cheamă? Până la urmă, toți cei care se ocupă sub formă de terapie sau alta, învață niște metode, dar sunt chiar dacă sunt niște semi-inițiați psihoterapeuții, când învață niște metode, tot o formă de magie. Psihoterapeuții sunt niște duhovnici, sunt dezleagă. Ei trebuie să învețe să gestioneze energie respectivă. Asta țin de magie. Chiar dacă nu se spune magie, se spune psihoterapie. Aceeași magie cu altă părere. Adică psihoterapeutul a luat rolul popii. Dar principiile acelea sunt. Că le spui demoni, că le spui psihoze, tot aia. Deci nu e important cum le spui. Și ce faci? Principiul care faci. Deci ideea este felul următor. Am vorbit despre chestia asta cu magia. Nu vreau ca oamenii să se sperie, pentru că mi s-a spus că am creat o psihoză apropo de magie. Toată magia există. Și va exista și de acum înainte și a existat și dinainte. Și puznicii erau o formă să practice magia, că aveau, stăpâneau îngeri și demoni. Și fecioarele stăpâneau anumite energii și aveau un anumit acces, tocmai pentru că erau fecioare și de-aia stăteau fecioare. Și tot așa. Și magia exista dintotdeauna. Nu îi dă foarte mare importanță. Ea trebuie studiată, trebuie văzut, trebuie înțeleasă, trebuie știut ce. Fiecare... La mine... Nu toți pot să se ocupă de magie, pentru că e un tărăr care e complex, e greu. Nu toți sunt făcuți pentru asta. Dar, slavă Domnului, cresc oameni care sunt în stare să fie dezlege orice act de magie. Și asta e tot. Magia nu mai e o... Vai ce ne face. A intrat în practica terapeutică, am crescut oameni care pot să dezlege de alginiu, de legături, de farmece făcute pe mor, pe ce vreți voi, pe ieșire, pe toate căcaturile astea. Și tocmai asta vă spun, există slavă Domnului și cred că nu există oraș care să nu există un om care să poată dezlege de toate tipurile de magie. Ei, și până la urmă, când vezi că nu reușești, ești te duci în partea aia și tot reușești până la urmă. Adică, aș vrea să nu fi sădit în oameni, în sufletele oamenilor, frică de magie. Nu. Și mă leagă. Și pe mine, eu aveam o prietenă care mă lega să nu fac băieți. Ea a fost o prietenă. Ea considera că ar trebui să fac copii cu ea. Mă rog, să mănânce doamne care am păsărit asta. Și atunci eram legat. Nu spun de unde. Ca să nu fac băieți. Bun, și ce? Am ajuns la mănăstire, la Bistrița, la icoana de Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului și pentru că, mă rog, a doua zi m-am dezlegat și așa mi s-a născut primul băiat. Deci dacă vrea Dumnezeu să faci băieți, te dezlegi și în secundă doi. Nimeni nu poate să te alege să nu faci copii dacă Dumnezeu nu vrea. La fel cum poți să vrei să faci copii cât vrei, dacă nu vrea Dumnezeu, poți să stai în toate tablurile și la toate înseminările artificiale. Deci, vreau să vă spun ceva. Și asta vreau să fie clar. Magia nu transcende voința divină. Adică, înainte ca un vrăjitor să gândească ce să-i facă lui Argeșan, Dumnezeu știe și știe și ce să facă ca să-l ajute. Deci, eu nu o să mor dintr-un act magic decât dacă Dumnezeu s-ar hotărât asta în 3 miliarde de ani. Altfel nu. De asta sunt absolut convins. Pentru că nu se gândește cu multe mutări înaintea unui vrăjitor, indiferent cât de mână. Așa că, voi trebuie să înțelegeți că magia este o formă prin care Dumnezeu colonează lumea. O îngăduie. Adică, știți, sunt hărțurile. Binele și răul.
Și când faci bine, 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 mergi pe partea asta, după aia când îți dă drumul ăsta și te duci așa, pe drumul tău spiritual. Așa că magia nu e în esență, dar este o formă pe care Dumnezeu îmi dă de special ca să ne călăuzească vieții. Dar să nu vă fie frică de magie, dacă considerați și simțiți că ceva nu e nebun, căutați-vă, că e foarte ușor de aflat dacă ai probleme de magie sau nu. Apropo de argintul viu, orice aparat de biorezonanță poate să descoperi dacă ai argint viu. Că la iese. Iese înainte să apară la analizele medicale. Așa că e destul să faci o biorezonanță să-ți dai seama dacă ai argint viu sau nu. Și multe alte. Bun. Cam atât despre magie. Sper să vă fie de folos. E un început. Că chiar vreau să vorbesc despre magie și mă rog, mai multe informații găsiți în atacul obțin. Dar sper să vă fie de folos să înțelegeți că există, că trăiește, că întotdeauna a existat și vraciul, și vrăjitoarea, și popa din sat. Adică asta, trioul ăsta a existat întotdeauna. Și că face parte din viața noastră și că dacă acum nu mai sunt foarte multe sate, s-au mutat la oraș și capătă diferite nume. Acum, fiecare se duce acolo unde simte și unde crede. Și unde se consideră că este bine să se vindece. Să vă fie de folos. Vă mulțumesc. O seară bună în continuare.